a trebuit să schimb tot motorul, chiulasă, toată partea de sus a motorului. Salutare băieți, mă numesc Ionița Cristian și astăzi vom face primul meu car vlog cu o Dacia Dokker 2015. Haideți să ieșim din parcare, vedem cum ieșim de aici. Hai că n-a intrat un mașalier, frumos, să nu dăm mâna asta în spate. Hai că am ieșit cu succes, stați așa să-mi pun centura. Ah, gata! Avem aici o Dacia Dokker din 2015, motor 1.2 TCI 110 cai, benzină, e benzinară, rupe tot, hai că rupe dacă e. Ce dotări avem? Păi am comenzi pe volan, navigație, senzor de parcare care merg bine, spre uimirea mea, harta nu merge, nu știu ce naiba trebuie să-i fac, dar oricum nu foloseam. Avem geamuri electrice, stâncuie singură când plec de pe loc, i-am pus eu folii pe spate, nu prea poți să mergi la viteză foarte mare cu ea și să și consume puțin. Dacă treci cu ea de 2500 de ture, începe să mănânce, zici că e 3000 benzină. I-am pus eu o cotieră, dar nu prea îmi place cum stă, să mișcă, să face ca toate alea. Am buton de eco, dar nu știu ce face. Mă așteptam să oprească motorul la semafor, dar se pare că nu oprește. Alt rol, nu știu ce naiba ar putea să aibă, că mai mulți din cai ăștia din 110 cai nu cred că ea, abia să târâie oricum, mai ales dacă o folosesc la muncă, car scule cu ea, alea nu sunt foarte ușoare, mai pun și sculele alea, abia să târâie. Sărac. E bine că ieri a plouat foarte rău. Acum o să merg să iau niște huse. După mergem să scoatem niște bani de la bancă. După cred că mergem să spălăm mașina și o să fac și un video când o spăl, să o vedeți și pe din afară. Chiar e frumos pe din afară. Mă rog, și pe dinăuntru îmi place. Îmi place că e în două culori așa. Îmi place și asta de aici că e ca un fel de piano black. Da, sunt sigur că nu e piano black. E un plastic de ăsta lucios negru, chiar dă bine. Am pilot automat pe ea și chiar merge foarte bine. De aici am butonul ăsta aici și limitator de viteză, adică o setez la 60 la oră și o dacă o cal plană, nu se duce mai mult. Chiar are dotări, nu mă așteptam să aibă atâtea dotări și nici n-am căutat-o cu atâtea dotări. Ce am vrut eu, am vrut să am navigație, să-mi pun și eu muzică, că în rest eu cel mai mult o folosesc la muncă și n-am nevoie de dotări pe ea. Și aer condiționat, am și aer condiționat, că pe Logan aerul condiționat e dotare. Da, motorul ăsta e cam pretențios. Am luat mașina asta la mâna a doua și fostul proprietar a mers cu ea fără ulei și fix la mine s-a stricat frumos. A trebuit să schimb tot motorul, chiulasă, toată partea de sus a motorului. Nu se găsesc piese, mai ales cu pandemia asta, nu se mai găsesc piese. La Dacia, frate, care Dacia ar trebui să fie piese căcălău, la câte Dacia sunt. Și mai e o chestie, motorul ăsta pe benzină 1.2, uite și pe ăsta cum s-a băgat, bun, fără semnal. Motorul ăsta 1.2 TCI e cam rar la noi în România. Când voiam să cumpăr mașina, am vrut benzină ca să fie mai fiabil decât dieselul, să nu se înfunde, să n-am probleme, că eu dacă merg cel mai mult cu ea până în oraș, aia s-ar fi înfundat. Și am zis să iau 1.2 benzină, nu s-o trec pe gaz. Am mai avut un Logan pe gaz, cei drept mi-am scos banii cu gazul, dar a început să se ducă chiuloasa și asta având și turbo, cred că se duce imediat chiuloasa. Aia era 1.4 aspirat, clasicul 1.4 aspirat. Dar bună mașină, n-a tras și mașina aia, că tot domnul cu foloseam și pe aia. Și a dus mașina, și a scos banii și pe mașină și pe tot. Avem și avarii, dacă se pune ca dotare. Ce am observat, când plouă, bagă mașalier, pornește ștergătorul din spate. Dar doar când plouă. Acum dacă bag, nu pornește. Nu știu, avea un senzor, ceva de ploaie, dar m-aș mira. Habar n-am ce are de... Că am rămas și eu uimit de ce dotări are. Nu, chiar nu mă așteptam să aibă atâtea. Hai că nu m-am încădrat bine aici. Ăștia fac stânga și eu vreau să o iau înainte. M-am blocat. Haideți băieți că vreau să mă duc. Bun. Gata. Ia uite și pe tataie pe linia de tramvai. Bă, sper că se vede bine. Sper că am pus asta și se vede bine. Nu știu, e ce la GoPro 10. Nu pot să văd pe telefon în timp ce filmez, frate. Doar înainte. Am căutat pe net că ar fi o problemă și la 9 și la 10. Am cumpărat și alea premium, dar nimic. Nu s-a întâmplat nimic, aia nu știu ce să zic. De aici dau volumul la navigație. Sistem. S-aude chiar bine sistemul ăsta audio. Nu mă așteptam. Mă rog, nu e wow, dar e binișor. Mă așteptam să pârâie rău, dar chiar nu pârâie. Vă dați seama acum, dacă dau la maxim, pârâie. N-am spus tu la maxim că pârâie. Să ajungem pe la universitate pe acolo. Am ratat intrarea, că n-am fost atent. M-a trebuit să iau pe altă parte. Mi se pare și orașul liber azi. Chiar e numai bine de plimbare. Da, și v-am zis că am stat cu mașina cam mult în serviciu și am zis că să verific uleiul de acum încolo eu, că am înțeles că asta cam consumă ulei, să nu mai puteți să rămân naibii fără chiuloasă, că și dacă e Dacia, nu prea e ieftină nici chiuloasa la Dacia. Că de-aia am zis să-mi iau Dacia de muncă, că e și fiabil și mai ieftin la întreținere. Ar fi fost mișto să văd și eu cum se vede. La v-am zis, am plătit și alea de premium și nimic, îmi dă doar opțiuni de editare în aplicația Quik Pro Quik Pro se numește? Că nu mai știu. Da, nu. GoPro Quik, așa. Quik Pro GoPro Quik se numește, da. Consumul, ia să vedem ce consum avem. Acum am 14,7. Cam consumă Loganul ăsta. Păi cine claxonez, mă, frate? Că nu înțeleg. A, să bagă ăla în față. Corect, dă-i, frate, claxoane. Câți kilometri avem? Ia să vedem. 157.000 de kilometri am cu ea. Nu mai știu la cât am luat-o. Da, nu, cred că am făcut... De fapt, cred că am făcut 2000 de kilometri de când am luat-o. V-am zis că veneam o dată de la sală. Mergeam eu, ce mergeam pe bulevard, eram pe Iulian Maniu. Și într-o dată s-aude la motor. Și dai și împinge de la... De fapt, nu, n-am împins să dă pe Iulian Maniu, că mai aveam 60 la oră. Eu când am văzut că nu mai merge accelerația, m-am dus cu cât mai aveam. Bine că aveam liber în față, că altfel o împingeam de pe Iulian Maniu. Ia să o bag în fața lui ăsta. Trebuie să fac pe aici. Bun, bun, bun. Hai că am reușit. Așa, și am împins-o de pe... o străduță de la mine, dar pe acolo cam vreo 50 de metri, singurel. Veneam și de la sală, eram rupt de obosit. Și de aici și împinge-o până la... De fapt n-am împins-o până la service, am împins-o până mai încolo, să o parchez naibii undeva, să nu încurc circulația. Și am sunat un prieten să mă tragă și pe mine un pic până la service. Am tras, nu știu ce, am ajuns acolo. Prima dată că e turbina, s-a blocat turbina. Scoate turbina, o umblă la ea un pic, nu e turbina. După că e chiuloasa, chiuloasa da era. Am luat-o, am vrut să merg să o recondiționez. N-am mai mers să o recondiționez. Am cumpărat alta și aia tot așa trebuia un pic recondiționată. Am recondiționat-o, am pus-o și după am zis, bă frate, ia să schimbăm totul, dacă tot am desfăcut-o și alea. Și am schimbat și chiuloasă și tachet și senzor de presiune și bla 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 și blu blu blu, tot am schimbat la ea. Totul nou și acum trebuie să zbârni. Hai, gata. O, bă, câte am văzut. Gata, băieți, am ajuns. Acum am parcat și mă duc să iau pistolele și revenim. Gata, băieți, am pus și folia, am luat și husa și acum mergem să scoatem niște bani din bancă. Să vedem să ne capțim așa pe aici și după mergem să spăl la mașina, să vă arăt și exteriorul și ne vedem la bancă. Acum mergem să spălăm mașina și filmez de acolo când spălăm mașina. Gata, am ajuns și la spălătorie. Hai să luăm niște fițe de unde. Și acum să începem. Gata, băieți, i-am dat o spumă rapidă. O lăsăm un pic la măiat, ia să vedem cum a ieșit. Super spumă să am ăștia asta. Ah, ia să scot și breșurile, că am uitat să le scot. Mamă, am început pe breșurile astea. E nebunie ce-i cu ele. Oba! Da, optele sunt frumoase foc. M-a făcut și pe mine calume. O, că a ieșit bine cu spuma asta, super spuma. E foarte rău, super spuma asta. Haide, mă! Așa cum am de socletim. Gata, băieți. Să vă arăt cum a ieșit mașina. Zic că a ieșit bine. Mă rog, mai am un pic de spumă, că pot să spun acolo, nu se spală bine. Eu zic că e și bine. Cam atât cu car vlogul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați și mie un subscribe, un like și share să vadă și prietenii voștri dacă v-a plăcut. Eu am fost Cristi și până data viitoare v-am pupat. Pa!